În perioada august 2018, mai 2019, hotelul Ceres a făcut pași importanți spre normalitate. Societatea TBRCM S.A., sucursala Pucioasa, este una dintre cele 13 unități de tratament balnear ale societății TBRCM S.A. București. Unitatea, prin hotelul Ceres, dispune de 230 de locuri de cazare în camere duble, clasificate la categoria 2 stele, un restaurant și o bază de tratament echipată cu aparatură medicală modernă. Principalii factori terapeutici ai zonei sunt apele minerale, sulfuroase, sulfate, bicarbonate, calcice, sodice, clorurate. Societatea TBRCM S.A., sucursala Pucioasa, a desfășurat în cursul anului 2018, conform obiectului său de activitate, prestări servicii turistice de cazare, masă și tratament balnear. Prestarea serviciilor de cazare se efectuează în hotel, numărul total de locuri fiind de 230 în 114 camere. În procesul managerial al sucursalei Pucioasa, deciziile luate de conducere stabilesc și armonizează acțiunile necesare desfășurării eficiente a activității acesteia. În acest sens, s-a avut în vedere utilizarea eficientă a resurselor materiale, financiare și umane, reducerea pierderilor, implementarea și respectarea standardelor de management integrat, asigurarea disciplinei financiare și contractuale, monitorizarea activităților, precum și informarea corectă și permanentă a directorului general al societății asupra problemelor existente. Acțiuni concrete realizate în anul 2018 privind serviciul de cazare a turiștilor. Interesul arătat de un număr foarte mare de turiști de a beneficia de condiții superioare de cazare ne-a determinat să începem acțiunea de reclasificare parțială a structurii de primire turistică de la 2 stele la 3 stele. Pentru aceasta s-au efectuat următoarele. Lucrări de modernizare a unui număr de 40 de camere, etajele 4 și 5 ale hotelului, atât din punct de vedere al spațiului de cazare, cât și al funcționalității instalațiilor aferente, în vederea trecerii de la 2 stele la 3 stele. S-au achiziționat aspiratoarele profesionale sistem Kirby cu putere mare de realizare a igienizării spațiilor de cazare. S-a reorganizat activitatea de intrare-ieșire a turiștilor de la recepția hotelului, așa încât fiecare operațiune de cazare sau ieșire să se realizeze în timp optim pentru turiști. S-a finalizat platforma de acces la intrarea în hotel, necesară persoanelor cu dizabilități locomotorii, care se deplasează în scaun cu rotile. Au fost create două locuri de parcare auto pentru persoane cu handicap în imediată apropiere a intrării în hotel. S-a finalizat amenajarea a 3 camere care să corespundă standardelor legale privind drepturile persoanelor cu dizabilități, locomotorii, în cărucioare cu rotile, în ceea ce privește grupurile sanitare. S-a achiziționat o mașină de spălat industrială pentru eficientizarea activității sectorului spălătorie, s-au schimbat pompele de circulație la centrala termică pentru a asigura furnizarea apei cu sulf către baza de tratament la parametrii optimi, s-au efectuat lucrări pregătitoare pentru modernizarea spațiilor din fața și lateralul hotelului Ceres. În fiecare sezon, incinta hotelului și spațiile comune, unde își petrec timpul turiștii, s-au amenajat în funcție de sezon prin organizarea unor expoziții în culorile și temele sezonului respectiv. Privind locul de preparare și servire a mesei și calitatea acesteia, restaurantul, locul de servire a mesei, a fost transformat într-un modern spațiu de 4 stele, unde se pot organiza și evenimente care să satisfacă toate pretențiile clienților noștri. S-au achiziționat utilaje profesionale pentru sectorul bloc alimentar. Meniurile zilnice au fost diversificate și îmbunătățite, iar pentru evenimentele speciale din viața clienților noștri, personalul sucursalei a făcut cursuri de instruire privind realizarea de meniuri complete pentru evenimente. De asemenea, personalul de servire a mesei este în permanență instruit în ceea ce privește îmbunătățirea modului de servire a tuturor tipurilor de clienți și pentru toate tipurile de evenimente. Barul a fost înlocuit cu un bar modern care se poate satisface toate cerințele clienților. Sala de protocol a fost transformată într-un loc foarte modern de organizare a evenimentelor mai restrânse și intime. S-a deschis și amenajat cu mobilier modern terasa restaurantului, unde se pot servi preparate atât în sezonul cald, cât și în sezonul rece. Privind tratamentul balnear și calitatea actului medical, s-au efectuat lucrări de reparații generale și igienizarea spațiilor din toate cabinetele de tratament balnear, s-au înlocuit mochetele cu pardosele antiderapante. S-a achiziționat aparatură medicală nouă, aparate aerosoli, electroterapie, laser, iar cabinetul de kinetoterapie a fost modernizat prin achiziția de aparatură performantă privind tratarea afecțiunilor aparatului locomotor. Personalul angajat al bazei de tratament își îmbunătățește permanent cunoștințele privind tehnicile de exercitare a actului medical. S-a realizat fluidizarea activității de tratament la băi cu sulf, primărirea numărului de personal cu două băieșițe. Propunere acțiuni de realizat pe anul 2019.
finalizarea aucțiunii de clasificare la categoria de 3 stele a unui număr de 40 de camere, mărirea gradului de confort în restul camerelor, diversificarea gamei de servicii oferite și creșterea gradului de atractivitate, modernizarea terasei existente și extinderea acesteia, extinderea cabinetului kinetoterapie, modernizarea și dotarea cu utilaje performante a serviciului spălătorie, reparații la instalația de energie neconvențională, refacerea fațadei hotelului în concordanță cu clasificarea parțială la categoria de 3 stele, modernizarea stațiilor din fața și lateralul hotelului prin montarea de pavele, aplicarea de dale cauciucate pentru realizarea unei zone de sport și mișcare în aer liber, amenajarea de spații verzi și plantarea de flori, realizarea unei piscine, montarea unui lift exterior. Analiza SWOT, puncte tari. Imagine de marcă puternică, amplasarea societății în zonă favorabilă, cu ieșirea la DN71, în apropierea unor mari centre urbane, ca Târgoviște, Pitești, Ploiești, Brașov și axa turistică de legătură cu Valea Prahovei. Preocuparea statului pentru creșterea nivelului investițiilor străine în zonele turistice. Sărbători și evenimente care au devenit tradiționale în zona orașului Pucioasa, relief de deal cu aer curat și peisaje deosebite, personal cu înaltă calificare și permanent perfecționat, bază de tratament cu aparatură modernă. Puncte slabe. Legăturile rutiere de acces pe axa est-vest sunt defavorabile. Infrastructura de transport interioară parțial degradată, slaba dotarea orașului cu o infrastructură de agrement care să permită atragerea turiștilor, concurență mare privind serviciile de cazare și masă, hotelul nu are parcare proprie. Amenințări. Tratamentul balnear are un competitor puternic în SECE Turisme SA. Cazarea și masa sunt în competiție cu pensiunile și unitățile de alimentație publică din orașul Pucioasa, costurile operaționale în creștere. Treceți pragul hotelului Ceres și primiți bucuria, relaxarea și sănătatea pe care le meritați și doriți.